Pâinea s-ar putea scumpi până la finalul lunii cu 15%, asta deși România a exportat în acest an 1 milion de tone de cereale. În schimb, România importă pâine congelată la suprapreț. Ieșenii nu văd cu ochi buni majorarea și sunt nemulțumiți de calitatea produselor din import. De la 1 iulie până în prezent, România a exportat în afara Uniunii Europene aproximativ 1 milion de tone de cereale, arată datele Comisiei Europene. Mai multe de jumătate din această cantitate a fost reprezentată de orz, peste 537.000 de tone. România a mai exportat 430.000 de tone de grâu și circa 41.000 de tone de porumb. Îngrijorător este faptul că prețul pâinii, spun cei din industria de panificație, ar putea crește simțitor în perioada următoare, având chiar o justificare a acestei majorări. Anul acesta prețul este mai mare cu 25% față de anul trecut la recoltare, ceea ce categoric pe noi în morărit panificație ne influențează în sensul creșterii costurilor. În al doilea rând avem o creștere exagerată a prețului la energie, la gaze naturale iară și avem creșteri. Ieșenii se așteptau la o majorare, dar nu o văd cu ochi buni. În producții foarte mare de grâu, dar dacă merge peste hotare și aduce de la ei aluatul lor, atunci... Aia. Este sănătoasă pâinea? Nu, sub nicio formă. Mai bine mănânc mămăligă de-a mea și nu mănânc din aia. 1,70 lei. Și are un gust cu adevărat pâinea noastră. A noastră românească. Nu a dus aluatul lor. E posibil să ai o producție atât de mare și românul să plătească o pâine la prețul ăsta? Mă gândesc la cei care chiar într-adevăr sunt în nevoie și care sunt multe familii care iau nu o pâine, poate chiar 5-6 pâini pentru copii și vă închipuiți acolo ce problemă va fi. Ministrul Agriculturii Adrian Oroș spune că în acest moment nu se poate estima cu cât va crește prețul pâinii, deoarece modul de formare a prețului este complex.